care sunt astăzi absolvenții pe care le vedem. Totuși, câteva recomandări mai serioase, având în vedere că suntem ființe umane și că timpul este bunul cel mai de preț pe care îl avem, aș vrea să vă dau totuși un sfat, primiți de la mine un sfat. Aveți grijă cui și cu cine vă împărțiți timpul. Și un al doilea sfat, care este de fapt un citat, care spune că succesul este arta de a trece din eșec în eșec cu fruntea sus. Vă doresc succes și vă mulțumesc pentru tot! Vă mulțumim! Întotdeauna alături de noi a fost primăria municipiului Alba Iulia, iar pe această cale dorim să-i mulțumim și invităm să ne adreseze câteva cuvinte pe City Managerul municipiului Alba Iulia, domnul Nicolae Moldovan. Îl invităm pe sine pe domnul viceprimar, inginer Gabriel Meșa, pentru a adresa câteva cuvinte din partea primăriei. Să rămână, bună ziua! Stimate corp stimați profesor, onorat corp profesional, dragi părinți și invitați, dragi absolvenți și studenți care astăzi ați venit pentru această frumoasă sărbătoare, acest curs festiv, dați-mi voie ca numele primăriei și a Consiliului Local să vă urez succes în continuare, tot ce e mai bun, și să vă spun că e o mare onoare pentru noi să participăm alături de dumneavoastră la o nouă promoție a Universității Tehnice Extensia de Alba Iulia. În urmă cu câțiva ani buni, 11 ani dacă nu mă înșel, Universitatea Tehnică din Cluj a făcut acest pas de a înființa o extensie la Alba Iulia. Sigur, ca orice început a fost greu, a fost timid, au fost persoane care n-au crezut în acest lucru, dar astăzi există o casă nouă pe care ne-am străduit să o punem la dispoziția Universității Tehnice, la intrarea dinspre Cluj, în Alba Iulia, nu întâmplător, la intrarea dinspre Cluj. În acest an ne-am mai îmbogățit cu peste 300-400 de metri pătrați, unde se vor amenaja laboratoare și tot ceea ce este necesar pentru pregătirea dumneavoastră. Și exact cum spunea doamna prorector, dacă dă Dumnezeu să se câștige acel proiect pe fonduri europene, probabil în 2-3 ani de zile va fi un anfiteatru nou și alte săli în care să vă desfășurați activitatea. Astfel că, iată, vom avea un nou campus universitar la intrarea în orașul Alba Iulia dinspre Cluj-Napoca. Ne bucurăm mult de tot. Poate în tot acest timp se va termina și mult râvnită autostradă Sebeș-Turda, astfel încât va fi mult mai ușoară deplasarea de la Cluj la Alba Iulia și invers. În primul și în primul rând, dați-mi voie să vă spun că pentru mine este o emoție suplimentară, pentru că acum 27 de ani la Cluj-Napoca terminam aceeași facultate, sigur numit atunci Institutul Politehnic Cluj-Napoca, secția de tehnologie a construcțiilor de mașini. Și nu mi-a părut rău și nu o să-mi pară rău, toată viața că am ales această școală tehnică care m-a pregătit pentru mai târziu din toate punctele de vedere. Tocmai de aceea am un gând deosebit pentru dumneavoastră astăzi. Știu că nu este o școală ușoară, și tocmai de aceea faptul că dumneavoastră astăzi sunteți absolvenți este un mare plus. Vreau să vă spun că atât orașul Alba Iulia, comunitatea Alba Iulia, Alba Iuliană, cât și
Județul se bazează mult pe dumneavoastră, avem nevoie de forță de muncă tânără, de forță de muncă pregătită în domeniul tehnic. Pentru că, iată, datorită și dumneavoastră, domnilor profesori, și dumneavoastră, doamnelor și domnilor studenți și absolvenți, județul Alba Iulia are una dintre cele mai mari dinamici de creștere economică din România și nu întâmplător. Asta înseamnă că pregătim oameni pentru producție, că producem aici în județ și la Alba Iulia și este foarte important, se vede, lucrurile merg în direcția bună. Sperăm ca și noi, administrația orașului, să fim la înălțimea așteptărilor și pentru că este un an deosebit pentru România și pentru Alba Iulia, sunteți practic generația care absorbiți în anul centenar și sigur nu o să uitați niciodată acest lucru, dați-mi voie ca în numele primăriei și a Consiliului Local să decernez o diplomă specială, distinția cea mai înaltă pe care orașul Alba Iulia o oferă, Urbis Grates, care sigur este, o să o rog pe doamna prorector să vină să o primească în numele Universității Tehnice. Da, dar o putem scurta, sigur. Urbis Grates, profesor dr. Inginer Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice, pentru modul dedicat și dăruit în care a susținut pregătirea, atitudinea și succesul generației viitoare. Primar Mircea Hava, vă mulțumim mult pentru tot ceea ce fac. Și noi vă mulțumim foarte mult. Chiar să știți că proiectul Alba Iulia este pentru noi un proiect de suflet. Și noi venim la Alba Iulia foarte des, chiar dacă nu avem ore, mai ales domnul rector, pentru că acesta este un proiect important pentru noi și nici nu știu, ar fi trebuit să vin să vă arăt, să vă proiectez, de fapt, cum gândim noi că va arăta această zonă și cum arată în proiect clădirea nouă, pe care sigur o să obținem, dacă visăm destul de puternic, atunci va exista. Și sper să ne vedem peste 2-3 ani cu toții la inaugurare, atunci când zona aceea va arăta foarte bine. Și să știți că domnul rector merită să primească această diplomă, pentru că, sigur, Universitatea Tehnică, dar nu special el, pentru că dacă nu ar fi fost încăpățânarea și determinarea dânsului, atunci probabil că s-ar fi întâmplat lucruri mai puține. Și de asemenea, în mod special, mulțumim primăriei și Consiliului Județean și aș mulțumi și celor de la ADR Centru, care nu sunt aici, dar care ne sprijină pentru toate aceste proiecte pe care, de fapt, le realizăm împreună. Mulțumim frumos! Să rămânem, mulțumim și noi! Și, în încheiere, sigur, nu ne stătea bine ca administrația locală să venim cu mâna goală, astfel încât, într-o bună tradiție, pe Consiliul Local și Primăria Alba Iulia vrea să dea niște premii, sigur, financiare, unor studenți meritorii, pentru că trebuie să premiem noi așa și excelența. Pentru asta, ca să mă ajute, îl rog să intre în scenă și pe colegul meu, consilierul local, avocat Emil Popescu. Da, voi da citire în ordine alfabetică, pentru că, sigur, meritele sunt la fel pentru toți. Și avem un prim premiant în persoana absolventului Barna Aurel. Domnul Ovidiu Boca. Domnul Cristian Ciorea.
și un nume drag mie, fostul meu coleg de muncă, domnul Florin Rusu. Din păcate trebuie să și semnăm că așa regulă, apropo de Curtea de Conturi, doamna prorector, avem un nou premiat în persoana domnului Gabriel Pascu. Și o primă doamnă sau domnișoară, domnișoara sau doamna Daniela Georgiana David. Felicitări! Domnul Nicolae Cunțan. Domnul Nicolae Sas. Și domnul Laurențiu Drăghiciu. Felicitări încă o dată și dați-mi voie în încheiere să vă spun că oricând în primăria și Consiliul Alba Iulia aveți un partener de nădejde. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să mai vedem cât mai multe astfel de promoții, pentru că avem mare, mare nevoie de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Pentru premiile acordate și pentru cuvintele frumoase. La acest important eveniment al nostru ne onorează cu prezența și companiile din zonă, parteneri ale Universității, iar pentru început îl invităm alături de noi să ne adreseze câteva cuvinte pe domnul Arnold Dirk, manager Boșrex Oblaș, și pe domnișoara Mădălina Popa. The first speaker in English, so sorry for that, but first of all I would like to thank you for the invitation and the honor to speak here, and also to you. Special thanks to Ms. Popescu, I'm very happy that I can be here, because I think this is a great moment for you, a special moment in your life, and this is a moment which you will always remember. Yeah. I was in the same situation 22 years ago, so I can still feel a little bit how it feels to be here on the stage and looking into a bright future. I would like to strengthen and emphasize also, let's say, the good collaboration with the Technical University here in Alba. We are in Blaž, this is not Alba, but close by, and actually we have around 3,100 employees, where we have around 600 engineers in our plant. And this is quite a huge number, so we are always looking for new talents, and also we will further grow. As you might know, we have different products. Products for industrial technology, but also mainly now for automotive. So we are producing sensors and also parts for transmission control. And these are quite sophisticated products for the automotive industry, and where we really need also specialists. We will further grow. So we will go up to a number of 3,500, 3,700 employees in Blaž. And this means that, first of all, we are looking for talents and young professionals, but also this gives us an opportunity to develop people and to develop, for example, also you, to good professionals and maybe also managers. Actually, we have also in our student program almost 100 students
where we actually this year hired 20. So